venit la conferința de presă săptămânală organizată de primăria municipiului Pașcani. Astăzi suntem într-o altă locație, suntem la Căminul Cultural de la Luncă. Motivul pentru care v-am invitat aici pe dumneavoastră este că aș dori să ne ajutați să informăm un pic pașcanenii referitor la acest obiectiv, dar ne-am propus ca și următoarele conferințe de presă să le facem în alte locuri, în așa fel încât cei care urmăresc canalele dumneavoastră de televiziune, site-urile de știri pe care le aveți, să vadă cât mai multe subiecte legate de municipiul nostru. Conferințele făcute dintr-un birou de la primărie pot fi plictisitoare sau, să zicem, nu aduc suficiente informații în așa fel încât pășcănenii să-și facă o părere cât mai exactă referitor la ceea ce se întâmplă în municipiul nostru. Săptămâna trecută am venit în zonă, la Căminul Cultural Lunca, cu ocazia distribuirii de pubele pe acest cartier și am intrat înăuntru, am constatat că lucrările care s-au făcut aici nu au fost făcute de calitate. Așa cum ați observat și dumneavoastră, sunt multe infiltrații, mai ales pe zona de nord. Infiltrații, curge apa din tavan, dar sunt probleme și la parterul căminului. S-a înverzit, să zicem, regipsul. Ați văzut și dumneavoastră gresia și faianța plină de mucegai. Pentru mine asta înseamnă că sunt defecte de construcție. Acest cămin a fost recepționat anul trecut, recepționat la expirarea garanției, deci el a fost recepționat de fapt acum 3 ani de zile, iar anul trecut s-a făcut recepția la 2 ani de zile de la terminarea lucrărilor. Nu știu ce au văzut cei care au recepționat această clădire, dacă au văzut toate lucrurile în ordine, dar din punctul meu de vedere nu sunt în regulă. Asta înseamnă că primăria municipiului Pașcani, pe lângă cheltuielile care are cu funcționarea și cu investițiile promise pentru pașcăneni, trebuie să găsească surse de finanțare în așa fel încât să remediem și această situație de la Căminul Cultural Lunca. Nu este normal ca la 2 ani de zile de la, sau 2 ani jumătate, să zicem, de la recepția lucrărilor, să vii din nou cu bani din bugetul local ca să repare anumite locuri. Dar aceasta este calitatea lucrărilor care s-au făcut aici. De altă parte, aș dori să informez că astăzi am continuat distribuția de pubele pe cartierul Lunca. Și aici, în stradă, sunt cetățeni care așteaptă mașina ca să aducă pubele. Se lucrează de dimineață de la 8. Vom lucra. Astăzi, probabil, nu vom reuși să distribuim decât vreo, eu știu, 100-150 de pubele, dar în următoarele zile, în funcție de vreme, dacă nu plouă, vom continua acest demers. Din păcate, am constatat că mai sunt câteva neclarități referitoare la poate domiciliul de reședință. Sunt unii care spun, domne, am buletinul pe o stradă, pe un număr și nu corespunde câte un element. Dar o să facem în așa fel încât, pentru tot acest cartier, dacă sunt cetățeni care nu au primit o pubelă pe locuință, pentru că acesta este criteriul de distribuție, o pubelă pe locuință, vom veni din urmă în săptămânile viitoare și vom corecta aceste necazuri sau neconcordanțe. Cam atât am avut eu de comunicat. Dacă sunt colegi de-ai mei care vor să completeze, domnul viceprimar, astăzi se montează bănci în centru. Și eu și azi tot timpul să lucrez. Astăzi finalizăm montatul băncilor și a coșurilor între Express și Casa de Cultură și chiar pe aliile din spate de Casa de Cultură spre Incanto. Vom merge pe urmă în fața Casei de Cultură, unde de asemenea vom monta alte bănci, alte coșuri, peste drum, iarăși în spațiile, toate spațiile de promenadă vor fi asigurate cu bănci și coșuri din greșu, pentru că așa este indicat, că acolo unde ai circulație, unde persoanele circulă, să fie și bănci și coșuri, mai ales coșuri, pentru ca orașul să arate mai curat și niciun pășcănesc nu va trebui să spună, n-am avut unde să arunc gunoi.
În viitor apropiat vor mai interveni și alte bunătățiri din oraș. La vremea respectivă le veți vedea, voi discuta. Oricum, încet, încet schimbăm fața orașului. Nimic nu se poate face peste noapte, dar muncim zi de zi, la un moment dat se va observa, indiferent de părerea unora sau altora. De la 1 octombrie vom relua campania de toaletare a copacilor în municipiul de Pașcani. Spun asta pentru că sunt foarte multe cetățeni care au trimis în continuare solicitări pentru toaletări de copaci. De la 1 octombrie, când intrăm și în sezonul de repaus vegetal, este mai potrivit pentru a se face toaletări. Mai vin cu o completare în acest sens și vă anunț că toate așa zise garduri din metal, rămășițele care mai sunt, chiar și gardurile vii, le vom îndepărta, vom pune gazon, vom crea acele oaze de flori și vom încerca să simplificăm puțin lucrurile, în sensul că, având gazon, nu vom mai folosi oameni la tunderea gazonului. Încercăm ca acest gazon să-l tundem cu mașini gen tractoraș. De asta și îndepărtăm aceste garduri vii care sunt neîngrijite de atâți ani și gardurile metalice pentru a avea acces pe diferite zone în centrul orașului, printre blocuri, să intrăm cu aceste tractorașe și să păsim mult mai eficient și mai repede gazul. Vă stăm la dispoziție cu întrebări. Cu răspunsuri, de fapt. Ce anume intenționați să faceți privire la această investiție unde ne aflăm? O expertiză mai întâi a lucrărilor? Da, putem face și expertiză, nu știu cât, cât ajută pe expertiză, dar o diagnosticare a problemei, până la urmă. Asta ar însemna și o expertiză, să vedem care sunt defectele și să încercăm să înlăturăm aceste defecte. Dacă reușim noi, cu gospodăria comunală, sunt câteva locuri simple care putem să le remediem, le facem, dacă nu, trebuie să apelăm la constructor, la specialiști. Iar rămâne să dăm o funcționalitate acestei clădiri. Asta este un lucru la fel de important cu repararea. Nu ajută să reparăm și să stăm cu o clădire închisă. Aici, știți dumneavoastră, vorba, omul sfințește locul. Dacă va fi cineva care va avea o activitate aici, se va întâmpla ceva în această clădire, atunci este mai ușor de gestionat, iar în momentul în care apare cât un defect, el poate fi remediat imediat, nu trebuie să stăm câteva luni de zile până ce ajungem noi să vizităm sau să verificăm această locație. O să avem o discuție cu școala, Lunca, cu oameni interesați, poate, fac un apel pe această cale, oricine este interesat să facă o activitate aici, bineînțeles, cu destinație culturală, cu destinație educațională, stăm la dispoziție să discutăm. Ne interesează că această clădire unde statul român a investit bani să fie funcțională și să aducă un beneficiu pentru locuitorii din cartierul Lunca. Aceeași situație, mă scuzați că intervin, aceeași situație, dacă doriți să știți, este și la Căminul Cultural din Glătești. La fel Mucegai, la fel de Grasia. Și acolo va trebui la fel să găsim o persoană care să se ocupe și, într-adevăr, să se desfășoare o activitate, ceva, să putem să fie în folosul comunității aceste cămine culturale. Sunt mai multe cămine culturale în municipiul Pașcani. Administrația locală are o viziune? Adică vă doriți oarecum să creați un sistem funcțional care să fie dependent oarecum și de autoritatea publică, în speță Casa de Cultură, care ar putea o serie de spectacole să le țină chiar și în aceste locații pe viitor, dacă ele vor fi funcționale. Este o idee bună. Orice fel de activitate, orice fel de demers, în așa fel încât aceste clădiri să fie pline de viață, pentru noi este binevenit. Nu contează identitatea. Mă gândeam acum la faptul că aici, pe cartierul Lunca, sunt câteva ansambluri folclorice, dacă mi-aduc aminte, cu tradiții vechi. Am putea să luăm legătura cu reprezentanții lor și să găsim o variantă să vină să facă repetiții aici, să vină să facă spectacole, concursuri, invitații. Le stăm la dispoziție. Este păcat de atâta spațiu și atâția bani investiți ca să nu fie folosit.
facem apel către toată lumea să ne contacteze. Dacă nu, o să facem noi un demers să-i contactăm. Am înțeles. O a doua întrebare. Este pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale. Este vorba despre același proiect care a mai fost votat și în trecut? Da, e aproximativ. E același proiect de anul trecut, doar că în acest an s-a modificat, a venit ordonanța de urgență care a modificat termenul de depunere a cererilor. Pot depune cereri pentru a obține acele facilități până la 31 ianuarie 2022. Facilități se acordă tot pentru perioada până la 31 martie 2020. Asta înseamnă că cei care vor dori să scape de penalități și dobânzi acumulate până la 31 martie 2020 vor trebui să aibă achitați inclusiv impozitele pe anul 2020 și 2021. Da, e o prelungire de termene până la urmă. Deci e o prelungire de termene. Am avut în cadrul audienților câteva solicitări pe acest subiect. Am discutat cu cei din compartiment de la taxele locale și am zis, domnule, dacă avem posibilitatea să prelungim aceste termene, eu cred că este un lucru bun pentru unii pășcăneni. Au posibilitatea acum să achite baza și în felul ăsta scapă de accesoriile fiscale. Se aplică doar pentru venituri fiscale, da, sau impozit pe clădiri, inclusiv taxa de salubritate, și vine în completare acea brut legiuitor pentru perioada de pandemie, da, 2019-2020, și atunci, dacă statul român a acordat această facilitate de a se primi cereri până la 31 ianuarie 2022, am considerat că și noi, autoritatea publică locală, putem veni să facem acea facilitate aplicabilă, pentru că o condiție este ca acest lucru să se facă prin hotărâre de Consiliul Local. Deci această facilitate să fie acordată prin hotărâre de Consiliul Local, este obligatoriu. Domnule primar, cum comentați situația de la Clubul Sportiv Municipal? Acolo, din data de 1 iunie, directorul a fost în concediu de odihnă, acum se află în concediu medical, a expirat și acest concediu medical, trebuia să fie la lucru, mâine începe un nou sezon competițional. Situația este oarecum incertă. Nu mă deranjează lipsa domnului director de acolo, clubul funcționează foarte bine. V-am răspuns. Am înțeles și am scris în această săptămână o situație cu privire la o stradă care a fost asfaltată, lucrări de întreținere cu asfalt. Vă adresez întrebarea în susținerea aceleași întrebări cu privire la zonarea municipiului Pașcani. Vă gândiți să verificați tot ceea ce înseamnă strada asfaltată, zonă locuită din Pașcani, pentru a afla care sunt, să spunem așa, condițiile și dacă ele se încadrează într-o zonă corectă de impozitare? Și a doua întrebare, odată cu aceste lucrări, credeți că se impune o verificare și considerați că este un prejudiciu la bugetul public ceea ce s-a întâmplat acolo, asfaltarea unei străzi cu prundiș? O să mergem să verificăm. Am văzut articolul dumneavoastră, recunosc că am citit doar titlul, am intrat în amănunte, dar vă pot spune așa, că discutam și în altă conferință de presă de nevoia municipiului nostru de investiții. Ca să facem investiții, trebuie să avem și buget. Ca să avem buget, lumea trebuie să plătească și taxe locale. Nu este suficient doar să ridici taxele locale, trebuie să te asiguri că faci și o colectare bună. Și corectă. Și corectă, da. Asta înseamnă că o să încercăm în această toamnă, în pregătirea bugetului pentru anul viitor, să verificăm un pic și acele zonări. Dacă sunt corect făcute, dacă sunt, în sensul că sunt bucăți de străzi care sunt pe zona A, de exemplu, sau aceeași stradă, o altă bucată pe zona B. Trebuie verificate toate aceste lucruri și vom ajunge și în zona respectivă. Pe de altă parte, toată lumea trebuie să plătească impozite. Dacă ai asfalt și dacă ai utilități, asta înseamnă că zona este cât mai apropiată de A, se plătește mai mult, pentru că și acolo primăria, la rândul ei, cândva, indiferent de cine a condus primăria, a investit niște bani din bugetul local, din bugetul altor pășcăneri. Vorbim totuși de o lucrare care nu era prevăzută în documente oficiale. Asta nu știu să vă răspund acum, n-am verificat lucrul ăsta. Trebuie să fiu corect, înainte să spun ceva, trebuie să verific. N-am verificat dacă acolo era înainte asfalt sau nu era asfalt, este o stradă
cumva la periferie, în capăt de grădiniții care duce spre stația de epurare. N-am ajuns în zonă să verificăm lucrurile astea. Deci mă abțin acum să comentez ceva ce nu am verificat. Dar am reținut subiectul. Vă rog, dacă sunt alte întrebări. Dacă îndați voi, mai amare sau? Ați avut zile trecute o vizită de lucru la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani și aș dori să știu concret ce probleme ați identificat. Este o problemă mare acolo. Nu avem un management care să conducă spitalul pe următorii 4 ani de zile. Am scos la concurs postul de manager acolo. Am făcut tot posibilul ca acest concurs să fie promovat, să fie auzit de către toată lumea. Din păcate, n-am avut decât un singur candidat, iar acel candidat n-a îndeplinit o condiție de studii. Sunt nu dezamăgit, nu e o chestie personală, dar mă așteptam ca cineva din interiorul spitalului, cineva care lucrează acolo și putea să conducă, să aibă o discuție, în primul rând, cu ceilalți colegi medici, să spună, dom'le, hai să promovăm pe cineva din interiorul nostru, din rândul medicilor, ca să fie manager pe următorii 4 ani de zile la spital. Pentru noi, ca primărie, nu ne avantajează cu nimic starea de incertitudine, de provizorat pe 3 sau pe 6 luni de zile. Eu aș dori acolo să am un manager care să aibă un proiect, iar proiectul respectiv să fie dus la capăt în 4 ani de zile, cum așa este normal să fie, pe un mandat de 4 ani. Am fost și le-am comunicat aceste gânduri medicilor și am zis, până la urmă, armei nu ajută cu nimic dacă vorbim despre trecut. Urmează să eu, prin dispoziție de primar, să numesc un director interimar acolo. I-am întrebat dacă au propuneri. Dacă au propuneri, puteau să o facă acolo sau le-am spus, vă stau la dispoziție, oricând mă sunați pe telefon, putem vorbi și în privat. Dacă cineva crede că nu-i bine să spună public, eu știu ce propuneri sunt acolo, s-ar trebui să consulte între ei. Am vrut să le transmit disponibilitatea mea de a găsi soluții pentru conducerea spitalului. Comunitatea medicală se află în prim proces de acreditare. Sunt probleme în sensul ăsta? Sunt două tipuri de informații care le primesc. Pe de o parte mi se spune că sunt probleme cu acreditarea, dar neoficial. Iar luni la întâlnirea față în față cu conducerea și cu medicii de acolo, mi-au spus că procesul de acreditare funcționează în grafic. Ceea ce este o veste bună, pentru că asta mă interesează pe mine, să nu avem probleme pe acreditare. Mulțumesc. Mai sunt întrebări la dumneavoastră? Nu, mulțumesc. Mulțumesc eu. La Registrul Comerțului figurează Societatea Locală de Salubritate ca având doi directori generali, fostul director și actualul director. Vreau să știu dacă cunoașteți această situație și dacă înțelegeți care sunt consecințele juridice și din ce motiv se află în situația respectivă societatea. Nu știu de ce motive. Noi, hotărârea de Consiliul Local, în calitate de executiv, atât eu ca primar, cât și persoana responsabilă de la juridic care a fost desemnată de Consiliul Local să facă demersurile, am dus aceste hotărâri de Consiliul Local, le-am comunicat în așa fel încât ele să fie operate la Registrul Comerțului. Mi se pare anapoda situația care o spuneți dumneavoastră. Și au fost refuzate hotărârile. Nu au fost, au fost înscrise. Am primit... Am înțeles de la domnul de la juridic că au acceptat înscrierea dimensiunii. Nu știu, mă întreb până la urmă administrator cine este. Pentru că înaintea unui director, societatea este condusă de administrator. Administratorul cine este? Cei 5 de înainte sau administratorul meu? E o greșeală din punctul meu de vedere a celor de la Registrul Comerțului. Consiliul Local, în calitate de acționar, a stabilit cine conduce societatea. O societate, în primul rând, înainte de director, de alte funcții, este condusă de administrator. Administratorii nu mai sunt cei 5 care erau înainte, ci este un administrator neasociat în persoana domnului Chioriu, care asigură interimatul cu noi. Deci administratorul este... Cine este astăzi administrator acolo? Nu știu dacă sunt cei 5 sau este domnul Chioriu, administratorul conduce societatea. După care administratorul de desubt poate avea director, 1, 2, 3. Dacă este și domnul Ursu, ziceți că astăzi este director acolo? Și la Registrul Comerțului. Am văzut și eu așa.
Da, în fine. O să facem demersul necesar să informăm Registrul Comerțului și să corecteze acest lucru. A doua întrebare, referitor la vizita dumneavoastră neobișnuită la raportul de gardă, există o problemă între dumneavoastră și actualul manager interimar de la spital? Vă întreb asta pentru că tot spuneți că este o criză și că trebuie rezolvată problema de la spital. Spitalul are un manager în momentul de față și dacă aveți de gând să numiți o altă persoană și din ce motive. Și aș adăuga aici, înțeleg, dacă este adevărat, nu știu că n-am participat la discuții, dar sunt medici, cadre medicale care v-ar fi cerut, dar oricum spun lucrul ăsta, că ar fi bine să-i cereți dumneavoastră actualului manager să candideze pentru un nou mandat. Haideți să-l luăm pe rând. Și aș vrea să știu dacă i-a solicitat actualului manager să candideze. Haideți să-l luăm pe rând. Care e prima întrebare? Dacă este vreo problemă între dumneavoastră și managerul interimar. Din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă între mine și actualul manager interimar. Dacă ar fi fost o problemă între mine și domnul Bechir, nu mai era director la primul. Pentru că domnul Bechir se bucură de încrederea mea de 9 luni de zile. Dar noi trebuie să înțelegem că normalitatea înseamnă un concurs pe 4 ani de zile cu obiective. Iar eu, tot într-o ședință de Consiliu de Administrație de la spital, i-am spus domnului director de față cu ceilalți membri de administrație că nu ne împiedică nimeni pe domnul director sau pe doamna director medical să se înscrie la concurs. Deci eu nu înțeleg, sau nu că nu înțeleg, mă așteptam să se înscrie la concurs. Ma, cineva spune, domnule, știi, trebuia să vii să te rogi ca să înscrii la concurs. Eu nu cred că este normal așa ceva. Nu cred că dacă eu am făcut tot posibilul ca să fiu imparțial, adică să nu am prietenii cu mult, să zicem, domnule, du-te tu la concurs, că ai... Nu, eu am lăsat lucrurile să întâmple cum trebuie să se întâmple. Pe de altă parte, ca să-ți asumi un rol de a conduce, mai ales o unitate care are 500 de salariați, trebuie să vină și ceva din interior, să ai și un pic de voință, să spui. Că și noi, până la urmă, am candidat la primărie și ne-am asumat niște lucruri, dar voința pleacă de la noi. Eu așa cred că este normalitatea. Dacă cineva nu este de acord cu mine, ok, fiecare cu părerea lui. Așa că mă aflu într-o situație ingrată acum. Domnul director actual, pe care eu îl respect și căruia îi mulțumesc și public pentru faptul că a asigurat interimatul până acum, iar în perioada în care domnul director Bechir a fost și este, este o perioadă în care totuși avem o stabilitate acolo și rezultatele financiare nu sunt proaste, nu sunt extraordinare, dar există o stabilitate, ceea ce reprezintă un lucru bun. Îi mulțumesc public pentru ceea ce a făcut până acum și îi doresc numai lucruri bune din partea mea. Dar trebuie să fie și ceva din interior care să plece, nu? Ce să facă? Lucru primarul se roage de fiecare, hai, du-te acolo director la școală, hai, du-te acolo director, te rog eu frumos. Nu cred că așa este. Da, i-ați întrebat pe dumneavoastră? De ce nu sunt, sau dacă este vreo problemă? De ce nu candidează? De ce nu candidează? Domnul Bechir a spus că nu candidează pentru care nu o problemă cu dumneavoastră. Sau dumneavoastră aveți o problemă cu dumneavoastră? Eu nu am o problemă cu el, dacă are el o problemă cu mine, pentru că nu pare rău. A treia întrebare, dacă toți suntem aici în munca, care sunt străzile care urmează să fie asfaltate de către primărie și când vor începe lucrările? Pentru anul viitor? Anul ăsta, anul viitor, nu știu care este planificarea primăriei. Să știți că sunt, avem de la fost administrație un proiect, sau cum să-l denumesc eu, contractat servicii pentru studii de fezabilitate pentru 80 de străzi. Am centralizat cele 80 de străzi, le-am suprapus cu investițiile de la Parital și a rezultat, să zicem, un număr de străzi care pot fi asfaltate în cazul în care avem bani și nu sunt afectate de lucrări de la Aparmitita. Pentru că ar fi ciudat noi la anul, în primăvară, să asfaltăm niște străzi și în 2023 vine apa vital și sparge, pune apă și canalizare. Nu putem. Sper să vină. Sper să vină, bineînțeles. Ei, deci am făcut această analiză. Din păcate,
Mi-aduc aminte că am spus și domnului consilier Haldan într-o ședință de Consiliul Local cu Vlad Țepeș. Intenționăm la anul să facem, să se asfalteze, dar ea este pe investiția de la Pavital, deci nu se trebuia să o amânăm un an sau doi. În funcție de bugetul de la anul, să vedem câți bani sunt. Acele străzi care nu sunt afectate de investiții de la Pavital, intră la asfaltare. Și ultima întrebare. Vorbeați că trebuie găsită un sens, o funcționalitate cărnilor culturale din Pașcani, mai ales cel de la Lupa. În ce măsură primăria Pașcani poate asigura și asuma să asigure cheltuielile pentru funcționare? Înțeleg că aici nu s-a intrat de când s-a făcut recepția. Clădirea trebuie încălzită, sunt costuri, dacă ele sunt cuprinse în buget sau urmează să fie cuprinse? Pe anul ăsta nu sunt prinse în buget, n-am luat în calcul. Acum vă dați seama că nu puteam să bugetăm niște bani în momentul în care noi astăzi nu avem curent electric tras. Demersul pentru acordarea la curent al acestui cămin s-a făcut, cred că, de două ori către mine, deci din ianuarie încoace. Avem o problemă cu cei de la Delgazghid. Există o lipsă acolo de sincronizare, i-aș spune eu, eufemistic, o lipsă de sincronizare referitoare la accesul la curent aici. Din momentul în care vom avea gaz și curent funcțional, vă dați seama că o să facem tot posibilul să asigurăm utilitățile aici, dar în limita bunului simț, în sensul că o să încercăm să punem niște termostate, niște controlere, în așa fel încât nu ne permitem ca banii pășcănenilor să-i ardem pe gaz doar ca să ținem o sală caldă. Deci trebuie făcute lucrurile cu cap, da? Să asigurăm o temperatură minimă, cel puțin ca pereții să nu se degradeze. Ok, mulțumesc mult! Eu mulțumesc! Prin serviciul de gospodărie comunală nu s-a făcut achiziție de mixtură asfaltică în acesta? Bă, da. Și a fost consumată cantitatea? Nu. Și când o veți consuma? Cum se întoarce domnul Popa săptămâna asta în concediu? Asta mai exact, știți, zonele, străzile? Următoarea săptămână, nu chiar săptămâna viitoare, cealaltă săptămână ne propunem să intrăm cu... Asta ne-a comunicat domnul viceprimar. Mai exact, nu știți zonele sau ce? Știu și urmă. Deci, pentru oameni. Toate străzile care sunt cu pietrițe, cu găuri, cu astea, vor fi toate, astupate toate găurile și va trebui reparații masive pe Ion Creangă, unde a fost deviat traficul când s-au asfaltat grădinițe. Și vedem chiar și aici încă sunt câteva intervenții vom avea. După aia vom avea trotuarele care spre școala 2, cel de la poliție spre lac. În momentul în care le apucăm, vă chemăm să vedeți exact ce și cum. Un mesaj, dacă permiteți, din partea unui cetățean de Lunca, profesorul fostul director al școlii Lunca, mă rog să vă transmit că nu este mulțumit de modul cum conduceți Pașcani. Ce problemă, respectăm părerea fiecare. Da, vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.